Și la Braza, proiectul de aducțiune a rețelei de apă și a introducerii canalizării creează probleme cetățenilor. Majoritatea străzilor sunt înnoroiate, iar centrul orașului este un continuu șantier. Braza este aproape în totalitate un șantier. Aceste lucrări sunt necesare, dar sunt zone unde echipele care lucrează din punct de vedere calitativ mai prost. Într-adevăr, la Breaza rețeaua stradală este foarte mare, aproximativ 200 de kilometri. Mare parte din străzile de la Breaza nu sunt asfaltate și acolo unde nu sunt asfaltate, aceste lucrări de canalizare și de aducțiune de apă creează un disconfort foarte mare. Cu toate că zilnic poartă discuții pe marginea acestei probleme cu executantul lucrării, edilul din Braza este legat și de mâini și de picioare. Lucrarea aparține Hidroprahova. Încercăm prin toate pârghiile ca să, să forțăm constructorul să readucă la starea inițială drumurile. Nu vor fi perfecte, nu au cum să fie perfecte și din cauza acestor lucrări și din cauza vremii, dar facem tot posibilul să asigurăm confortul cetățeanului. Eu, ca primar, îmi cer scuze pe această cale pentru disconfortul creat, încerc să fac, deci fac tot posibilul, dar, de exemplu, în proiectul unde investitor este Hidroprahova, noi nu suntem parte contractantă și posibilitățile noastre de a interveni asupra acestui proiect sau a celor care au câștigat acest proiect sunt limitate. Proiectul de aducțiune a rețelei de apă și introducerea canalizării are termen de execuție sfârșitul anului 2015.